Salutare tuturor, eu sunt Armageddon și astăzi vă urez bun venit, fraților, pentru un nou videoclip din seria Last Day on Earth. După cum vedeți, avem un raid de făcut astăzi, cred că v-ați prins, nu? Întrebarea care se pune de ce pleacă Junior dezbrăcat o să aflăm imediat. Pentru că avem baza Goodman, adică omul cel bun numărul 1. În baza aceasta este foarte, foarte multă armură, așa că vom merge în bază. Vom lua toată armura posibilă și imposibilă, o să-l îmbrăcăm pe Jonel la 4 ace și o să vă dați seama că de la început nu era nevoie să plec cu armurică. Ok? Bun. Suntem în bază, ia să vedem ce se întâmplă pe aici. Da, ne întâmpină șoful cu niște armurică, asta e bine. Avem și niște sticluțe pentru că știu că este benzină din coace. Și apropo, dragilor, în timp ce filmez acest videoclip, să știți că sunt pe căști, pe telefon, în vacanță. Pentru cei care știți, sunt la mare. Vreți să veniți cu mine? Mă găsiți în Mamaia, dragilor, mă găsiți în Mamaia. Bun, hai să ne concentrăm, facem și noi ceva treabă pe aici, genule, sau stăm la plajă. A fost o zi superbă. Ieri am făcut baie și a fost, da, o zi frumoasă, de plajă, chestie. Dar astăzi se pare că nu prea este la fel, pentru că apa este rece, azi noaptea a plouat, dar e în regulă. Totuși, dragilor, o să mergem și noi ceva să căutăm interesant de făcut și o să găsim. Cred că o să mergem la un film 3D. Poate ne întâlnim acolo. Aoleu, Arma, ce zici tu aici, frate, că nimeni nu te cunoaște. Forță, dragilor, let's go, am gândit-o cu voce tare. Asta este baza lui Goodman, destul de mare baza asta, ca să nu pierdem timpul să bubuim pe ușă, pe așa, pentru că așa e politicos, cioc, cioc. Come on, e cineva pe acasă? Da, am găsit lootul cel bun, care nu există. Bun, nu există loot aici, dar noi ne continuăm distracția și mergem mai departe. Hai să punem un C4 aici. Baza are mai mult potențial, noi mergem doar cu două C4, pentru că este suficient pentru ceea ce vrem noi să luăm din bază, și anume armură. Știu că baza asta are și curcan, are și arme. Da, hai să vedem ce o să găsim noi și ce o să luăm cu noi. Bro, ne fugăresc ăștia de neusucă. Trebuia să facem o mică manevră. Dacă tot am plecat, hai să ocolim. Dacă tot am plecat, acum ce-ți fac? Mă opresc? Nu mă mai opresc. Johnule, Angel. Bună, salut, opa, hai să nu mergem la zdrângănitoare pentru că nu e ok. Băieții, veniți și voi? N-am mai ajuns până la noi sau s-au împiedicat pe drum. Bun, dragilor, avem o bază, vă spuneam, superbă. Stați un pic că ne împiedică speech-ul ăsta aici. Ok, GG. La care puteți să dăm 2C4 și ne alegem cu o grămadă de loot bun. Când zic o grămadă, pe bune, chiar o grămadă. Bun, hai să începem într-un colț. Cred că astea sunt chesturile pe care le vom sparge și ne interesează. Ia uitați-vă ce este aici. Din prima am și luat, bam. Mergem la chopper, rapid, dacă putem să trecem. Să băgăm în chopperinio. Opa, Angel. Angel, help me, please. Doggy, please, cățel, ajută-mă. Please, cățel. Ați înțeles, păi. Bro, eu acum îmi dau seama, eu nu am... Bro, nu te cred. Eu nu am... Nu te cred, frate. Eu nu am... N-am luat meduri? Eu nu am luat meduri, mă, broadărilor. Am încurcat-o. Nu te că trebuie să ieșim. Cum, frate, să plec la drum fără să iau meduri? Rip, frate, rip. Nu o să mai facem teleportarea. M-am grăbit pentru că nu am fost atent. Avem meduri aici. Ok. Asta e ceea ce am găsit, dar... Da. Asta înseamnă că ne vom întoarce în bază, ne luăm bătaie și teleportarea nu mai facem. Ripărini o teleportare, după cum vedeți. Cum, frate, să pleci la raid fără să te asiguri că ai C4 cu tine? Da, dragilor, la asta n-am fost atent. Nu am fost atent, recunosc. Se vede, nu? Că nici nu gândesc. La plajă, în Constanța. Mamaia. Oh my god. Oh my god, oh my god. Greșeli de începător. Așa, bun. Voi să nu faceți ca mine. Vă luați C4, vă luați topoare, vă luați frumos... Opa, stai așa un pic aici, păpușie. Meduri și după aia plecați la raid, da? Nu plecați așa YOLO ca mine, că o să pățiți ca mine. O să pățiți ca mine. Bro, ăsta are niște seturi de... Ok. Seturi descompletate. Descompletate. De complet... Ok, hai să lăsăm baltă, ne bate româna. Bun, hai să vedem ce găsim noi pe aici încă în baza asta. Știu că mai are loot bun. Și cu siguranță o să mai luăm, cred că...
Bro, aici, hai să tăiem ăsta, pentru că eu am spart aici un cufăr și nu știu de unde a apărut pomul ăsta. O, da, avem un răcușor. E bun și ăsta. Bun, hai să spargem și pe ăsta. Aici trebuie să avem niște arme, niște pistoale, teoretic. O, ia, yeah. Și cutiuță, care nu mă interesează. What? Ce? Cum stau eu acolo? Pe bune, dacă vin aici, nu mai vine nimeni după mine? Serios? Nu știam asta. Ok, se pare că am găsit un bug, aparent. Hai să scoatem astea afară. Așa, și ne continuăm drumul și hai să spargem. Dacă nu vin aici, sper să nu vin aici. Dar dacă vine, asta e. Bun. Pistoale, armurică mai multă. Perfect, niște meduri în plus n-ar strica. Cardzurul nu mă interesează, mâncare. Bro, cred că nu mă interesează asta. Hai să punem ăsta aici și ar trebui să mai căutăm prin ce cufăr să mai cotroboim. Hai să luăm așa pe rând. Oricum zgomot încă putem să mai facem fără probleme. Da, niște bandaje. Nu ne interesează asta. What? Voi vedeți asta? Bro, voi vedeți asta? Hai să vedem încoace. Și o lăsăm pe Angel să se ocupe de ei. Ok, avem impresia că o să găsim mai multă armură, dar parcă, țin minte că mai este mai multă armură. Da, cred că este mai multă armură. Știu că baza aceasta eu am mai raidat-o, cel puțin odată, din câte mi-aduc aminte. Deci de-aia cunosc baza. Hai, Angel, hai că poți, mănâncă, noi nu poate. E regulă. Îi batem, avem armură, meduri avem acum, nu mai este o problemuță. Bro, cum pleci, frate, la raids fără să-ți iei meduri? Armagedoane, ce-i cu tine, mă, frânțoare? Bagă-ți mințile în cap. Lasă plaja și mama aia, că te mănâncă zombie. Hai să-i batem pe ăștia. Avem încă o macetuță forță. Perfect, și cam asta e, se lavi. Bun, hai să mai spargem și aici, cred că pe ăsta să sparg. C4? Brodere, dă-mă cu toporul, lasă C4. Auzi, tu îmi zice de C4. 96, nimic. Ok, și se pare că cam aici ne oprim, nu? Din câte văd eu. Hai să mai spargem și pe ăsta. Și aici mi se pare că este armură. Ia stați un pic. Hai să mă îmbrac eu diferit, și anume, uitați așa. În cazul în care este armură aici, să o îmbrăcăm pe aia. Pam, 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 pam. Și restul băgăm în inventar, în inbox. Aruncăm și toporul. Ne mișcăm repede. Și, come on, pam. Ia uitați-vă ce e pe aici, frate. Pistolul, încă niște bocanci sau... A, nu contează, important să fie armură. The big one! What, ce face asta? Ok, se pare că este o mică problemuță pe acolo. Da, mă rog, e în regulă. Bun, am luat tot ce trebuie, eu zic că este ok, am avut un raid bun. Puteam să mă luăm încă două armuri de SWAT dacă nu uitam să-mi iau de acasă niște medkit. Lag. Am uitat să iau medkit de acasă, așa că nu putem să facem teleportarea. YOLO. Oricum, baza, good man, very good. Dragilor, nu uitați, ca de obicei, gazda voastră Armagedon și la acest videoclip, din vacanță, din Mamaia, vă transmite live. Bine, nu e live, e videoclip. Nu uitați de un subscribe, un share, un like, un comment și apreciez mult prezența voastră. Tot respect. #respect.